Se pare că am scăpat de ninsori, vânt puternic și ger năpraznic. Potrivit estimării temperaturilor și a volumului de precipitații din țară, în următoarele 3 luni în regiunea noastră va fi cald. De fapt, temperaturile se vor situa peste mediile climatologice anuale. Astfel, în luna februarie vom avea parte de temperaturi normale pentru această perioadă, la fel și volumul de precipitații, cu excepții însă. Local în vestul, nord-vestul și centrul țării, precipitațiile vor fi excedentare, dar fără a crea probleme. Luna martie va aduce o temperatură aerului cu valori apropiate de mediile multianuale, exceptând regiunile sud-estice și local sudice, unde se vor situa peste normalul perioadei. Cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, exceptând sud-estul, unde se vor încadra în normele climatologice, se mai arată în prognoza meteo estimată de ANM. În ceea ce privește luna aprilie, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice în sud-estul, vestul și local în sudul țării și se vor situa sub normalul perioadei în restul regiunilor. Cantitățile lunare de precipitații vor fi apropiate de mediile multianuale, cu o tendință de excedent în centrul și nordul țării. Potrivit ANM, estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.